Bun găsit, stimați telespectatori, îl avem ca invitat astăzi alături de noi și de dumneavoastră pe domnul Mircea Moldoveanu, este purtătorul de cuvânt de la Direcția Sanitar-Veterinară. Așa cum este și titlul acestei emisiuni, iată, sănătatea animalelor din Gorj ne interesează destul de mult, având în vedere că vin și sărbătorile pascale. Și nu numai miei consumăm atunci, ci și găini, și porc, și vită, și de toate, că românul se știe, e un gurmand. Așa că v-am invitat să vorbim despre toate acestea și așa cum am făcut și promovare pe Facebook, vom vorbi și despre vaccinare, pentru că dacă nu lăsați medicii veterinari să vaccineze animalele, riscați o amendă care este cuprinsă între 6 milioane și 12 milioane de lei vechi. Vom vorbi despre microcipare, pentru că, iată, este luna martie și se pune în practică acest lucru. Intrăm și noi, vorba aia, sau adoptăm normele europene. Și vom vorbi despre multe altele, dar aș începe cu isteria acestei cărni alterate, pentru că e deja o problemă, se pune problema ce mâncăm și cât de sănătos mâncăm. Da, este adevărat, e o mare problemă la nivel național în acest moment, aceste loturi de carne cu termen de valabilitate depășit. Partea foarte bună pentru județul Gorj este că noi nu ne aflăm pe lista de distribuție a celor care au pus pe piață aceste produse și cel puțin până în momentul de față putem asigura toți cumpărătorii din județul Gorj că întreaga cantitate de carne comercializată în județ este conformă și deci bună pentru consum. Și cu siguranță nici nu va veni vreun lot că a fost retrasă de la comercializare. Sau să vă întreb cum de a scăpat Gorjul, că iată, dacă a ajuns peste tot, pe noi ne-a ferit? Ne-a ferit probabil rețeaua comercială. Nu au existat legături comerciale între comercianții din Gorj și cei care au pus pe piață aceste loturi. Singura problemă, tranzitul. Dacă m-am dus eu în orașul respectiv și poate că am cumpărat în... Da, grabă. E o problemă, tranzitul. Important este de spus că întreaga responsabilitate pentru aprovizionare și punere pe piață revine în primul rând agenților economici, iar consumatorii sunt de cele mai multe ori cei mai buni inspectori. Chiar dacă noi nu vom reuși să fim în toate unitățile, în unitățile mici, în unitățile mari de tranșare, de sacrificare sau în depozitele alimentare, există în permanență control sanitar veterinar. În unitățile mici, totuși, consumatorii sunt cei care ne ajută foarte mult. Dumnealor trebuie să ne sesizeze întotdeauna când constată carne cu un deficiență, aspect, da. Cu un aspect care li se pare dubios. Păi și cel mai dubios, iertați-mă că vă întrerup, modul în care atunci când te duci la tăjghia observi este culoarea. Și ați văzut majoritatea comercianților, că mai sunt și dintre aceia care sunt nu binevoitori, nu folosesc la capacitate maximă lăzile frigorifice și atunci automat, nefiind comercializate la temperatura de minus câte grade, ai o problemă. Da, carnea refrigerată de regulă se păstrează la temperaturi de 4 grade. Din nou, e foarte important să fim sesizați dacă vreunul dintre comercianți nu respectă lanțul frigorific. Deci are agregatele frigorifice scoase din funcțiune. Au venit astfel de sesizări la dumneavoastră? Sigur că dau. Anul ăsta. În decursul anilor, nu am o evidență pentru anul acesta, dar în decursul timpului am avut mereu sesizări de la consumatori legate și de funcționarea agregatelor frigorifice și de starea de igienă a diverselor unități și de eventuale produse neconforme. De fiecare dată ne-am deplasat acolo în cel mai scurt timp și s-au aplicat măsurile corespunzătoare.
Deci oamenii au înțeles acest lucru și buna intenție, iată, se poate spune că a rezolvat situația. Dar despre această carne, trebuie totuși să fim așa în alertă maximă, având în vedere că a fost doar alterată și nu s-a găsit nici dioxină, nici salmonela, vorbesc de loturi care au venit, știți, în 2008 din Irlanda. Așa. Da, în acest caz este vorba doar de o depășire a termenului de valabilitate, ceea ce a dus la alterarea produsului respectiv. Sunt mult mai grave situațiile în care carnea depășește nivelul de diverse reziduri admis pentru comercializare. Nu avem în momentul de față alerte legate de depășirea nivelului de reziduri sau de alți contaminanți. Și mai este așa un sentiment de teamă. Românului începe să-i fie frică să mai cumpere pui de la Tejghea. Cel mai solicitat, aș putea spune, este cel din gospodăriile proprii ale celor care produc. E adevărat, viteza de creștere a acestor păsări nu conferă un gust la fel de plăcut ca al celor crescute în mod tradițional. O carne mai fragedă, am putea spune. Este o carne mai fragedă, dar foarte bine controlată pe tot lanțul de producție. Deci de la furajul pe care îl consumă aceste păsări până la vaccinările și tratamentele care li se aplică, la sacrificare, condiționare pentru comercializare, toate aceste etape sunt verificate și este foarte greu ca pe piață să ajungă o carne cu probleme. Dar spuneți-mi, dacă dumneavoastră verificați această carne de pui sistematic, dumneavoastră consumați, de exemplu, sau mergeți sigur mai la da. Țară, la mama, la sigur. Tata și aduceți în, pui de gospodărie? În cea mai mare parte consum carne cumpărată. Și fără teamă, nu? Sigur că da, fără o considera un risc pentru sănătate. Eu pun atâtea întrebări pentru că automat dăm și copiilor. Deci copiii încep să consume mai puțin natural, să zicem, că a fost nebunia cu antibioticul din carne, apoi, cum am spus, alterată și salmonela și dioxină și așa mai departe. Sistemele de creștere la aceste păsări presupun în unele cazuri și aplicarea de tratamente cu antibiotice. Este foarte important să fie respectat timpul de așteptare după administrarea acestor antibiotice, astfel încât carnea obținută să nu conțină reziduri. Ce înseamnă timp de așteptare? Dacă vaccinează mâine găina? În cazul vaccinurilor, cel puțin din vaccinurile pe care le folosim, nu există timp de așteptare. Ah, sunt ușoare. E vorba de antibiotice care au, în funcție de clasa substanței respective, au un anumit timp de așteptare. Timp de așteptare înseamnă, de fapt, perioada scursă între administrarea ultimei doze și momentul când animalul poate fi sacrificat fără să mai conțină nici măcar urme din produsul respectiv. Deci cel mult ar putea fi, să zicem așa, afectate persoanele care dezvoltă alergii, nu? Pentru că sunt anumite persoane care au alergie la un anumit tip de antibiotic. Sau nici măcar ele. Nici măcar aceste persoane, dacă timpul de așteptare este respectat, în carnea obținută de la animalele respective nu mai există nici măcar urme din acel antibiotic. Problema foarte mare cu antibioticele și cu existența lor în carne provine de cele mai multe ori din aplicarea de tratamente de către persoane neavizate. De nenumărate ori am întâlnit proprietari de animale care vaccinează ei acasă, care își tratează animalele sau le deparazitează cu diverse produse fără a avea minimul de cunoștințe despre ce acestea. Pot greși doza? Pot greși doza și tocmai bine, vorbeam, pericol tocmai sănătatea vorbeam animalului. despre timpul de așteptare. Își pun în pericol sănătatea dumnealor.
consumând produse de la animale tratate cu antibiotice la care nu s-a respectat timpul de așteptare, e foarte posibil ca un astfel de proprietar de animale să dezvolte infecții bacteriene rezistente la antibioticele pe care le-a folosit și le-a ingerat în cantități mici. Deci am putea vorbi și aici de ipohondrii, dar în domeniul ăsta avicol. Sigur că da. Își tratează ei singuri animalele, nu? Își tratează singuri animalele pentru că se gândesc că ar costa foarte mult să solicite un medic, dar de cele mai multe ori fac mai mult rău decât bine. Iată că am ajuns și pe acest teren al vaccinării și, așa cum vă spuneam, este foarte mare amenda dacă nu lasă omul în gospodărie să vină medicul veterinar să vaccineze animalul. Sunt acele vaccinuri de sezon, știu că, iată, început primăvara și odată cu ea, automat și campania de vaccinare. Spuneți-ne la ce, dacă cuantumurile astea sunt prea mari sau prea mici, se supun oamenii. Stimați telespectatorul, ne puteți suna, iată, aveți un număr afișat pe ecran, poate puteți pune o întrebare dacă vă interesează ceva. Da, în fiecare an noi desfășurăm campanii de vaccinare la majoritatea speciilor de animale. În această perioadă cred că deja s-a încheiat vaccinarea păsărilor împotriva pseudopestei aviare. Urmează ca în luna aprilie să vaccinăm cabaline, bovine, ovine și caprine împotriva antraxului. Apucați să le vaccinați înainte de Paște sau cum vor fi? Că, iată, Paștele e puțin mai devreme decât anul trecut. Nu cred că vom reuși să vaccinăm toate animalele înainte de Paște. Asta apropo de ce ne spunea, să nu fie foarte repede vaccinată și noi să le consumăm. E vorba și de restricția de vaccinare a animalelor sub o anumită vârstă. Ele pot dezvolta anticorpi numai dacă au un sistem imunitar bine pus la punct. Vaccinurile fiind de fapt culturi sau culturi de bacterii sau izolate din virus care dezvoltă în organismele cărora le sunt inoculate anticorpi proprii specifici bolilor respective. Foarte importantă vaccinarea împotriva rabiei, care s-a desfășurat în fiecare an în perioada octombrie-noiembrie. Rabia, o boală incurabilă, transmisibilă la om. Pe care o aduce vulpea de cele mai multe ori și iată, în premieră e informația și astăzi au mai prins una. După ce anul trecut am avut 16 focare de rabie, în principal la vulpe, iată că și anul acesta a debutat cu un focar de rabie, este prima boală declarată în acest an. La Trestioara, da? Da, în comuna Dragotești, în satul Trestioara, o vulpe care a mers în sat. Pur și simplu. Aceste animale... Dar vânător nu mai există, nu mai fac față. Din ce în ce mai puțini vânători împușcă vulpi. Nu prea mai au valoare economică. Și atunci... Păi da, dar ocrotesc sănătatea animalelor celorlalte, deci avicole, aviarele. La o partidă de vânătoare pentru altă specie atunci când... Da, da, un iepure acolo, un mistreț, un caprior. Au tras după o vulpe, nu prea mai au alt vânat în jur. Da. Așa e. Campania de vaccinare a vulpilor este o altă acțiune foarte importantă care se va desfășura și în acest an în două etape. O etapă în perioada mai-iunie cu administrare de momeli vaccinale atât aerian cu avioane echipate special cât și manual la vizuină cu sprijinul administratorilor fondurilor de vânătoare, vom vaccina și în acest an, astfel încât în anii următori sperăm noi să reducem semnificativ numărul focarelor de rabie. Și apropo, asta era sănătoasă sau bolnavă? Era turbată, a venit astăzi buletinul de analize și de la Institutul
Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală din București. Și pericol de infestare în zona asta? Sigur că da, ea chiar a luat contact cu un câine acolo care este ținut sub observație în următoarea perioadă. Ce e îmbucurător este faptul că nu au existat contacte umane. Păi asta voiam să vă întreb, dacă câinele este într-o gospodărie și poate mușcă stăpânul sau... Da, el... Nu știu, pun și o întrebare el, așa el de goază. A fost pus sub observație, iar proprietarul lui a fost bine instruit ce trebuie să observe la el. Domnul doctor, știu că pe vremuri era așa o nebunie, că nu mai găsești nici în farmacii acest antirabic, că nu numai vulpea vine cu el. Iată, și câinii, și câinii comunitari, că nu putem spune că nu sunt. Sunt, încă există și nu numai la noi în Gorj, în Târgu Jiu, ci în toată România. Sunt o mare problemă, câinii comunitari, fiind aproape imposibil de vaccinat în totalitate. Noi am desfășurat campanii de conștientizare și a populației în acest domeniu. Este practic imposibil să vaccinăm câinii comunitari care se află pe stradă. Atunci când ei vor fi în adăposturi, vom avea o situație clară a vaccinării și la aceste animale. Țineți o legătură strânsă cu primăria și cei care se ocupă de acest aspect? Sigur că da, și cu primăria și cu asociațiile de protecție a animalelor. Am încercat și noi în ultima perioadă, ca în toată țara, să susținem într-un fel adoptarea câinilor, astfel încât numărul lor pe stradă să se reducă semnificativ. Tocmai în această idee au fost emise și actele normative care stabilesc necesitatea identificării tuturor câinilor și practic identificarea proprietarilor care îi lasă liberi și nu își asumă responsabilitatea deținerii acestora. Și apropo de întrebarea mea, este vaccin antirabic la discreție? Adică dacă eu mă duc acum ca și mă mușcă un câine, găsesc? Nu am informații despre vaccinul antirabic de uz uman, dar pentru speciile de animale la care noi vaccinăm, există vaccin suficient. Aveți dozele suficiente. Iată, este o mare problemă, ziceți dumneavoastră, cu acești câini comunitari să fie vaccinați aici. Ne-ați și enumerat și cauzele. Dar la sate, pentru că acolo e mai ușor, omul din gospodărie încă îl ține legat acolo, e în lanț, grivei. Și mai mult decât atât, poate seara, am văzut că este așa din moș strămoș, seara se dă drumul la câine, are și libertatea de a alege să mai alerge prin curte. Să știți că în mediul rural chiar evidența câinilor este mai ușor de gestionat și a vaccinării la aceste animale, pentru că acolo statul s-a implicat în subvenționarea acestei acțiuni. Deci pentru vaccinarea câinilor, proprietarii nu a trebuit să plătească decât carnetele de sănătate pe care le completează medicul veterinar, noi suportând contravaloarea atât a vaccinului cât și a manoperei de vaccinare pentru câinii din gospodării. Și iată că m-ați dus așa cumva și spre următoarea întrebare, microciparea, pentru că acum, în luna martie, în anul 2014, ne aliniem normelor europene și se începe și acest lucru. Bănuiesc că destul de timid, foarte mulți crescători de animale încă nici nu știu acest lucru, că animalul de companie trebuie microcipat. Vom vorbi și despre alte lucruri, despre pașaportul animalelor, care tot la dumneavoastră, dar apropo de această campanie de microcipare, ce ne puteți spune? Identificarea câinilor prin microcipare este o acțiune care eu cred că va dura cel puțin un an și este gestionată în momentul acesta de către Colegiul Medicilor Veterinari. Este scumpă? Ce înseamnă pentru...
Din informațiile pe care le am, valoarea unui microchip este undeva în jur de 10-11 lei. Zic eu că nu e o, da, o nu valoare exorbitantă, așa, să nu poți să suporți. Și trebuie totuși conștientizată populația că e nevoie să-și asume responsabilitatea pentru fiecare animal pe care îl dețin. Știți ce mi se pare un pic absurd, să zic așa, nu sunt în măsură să îmi dau cu părerea, dar totuși de se începe în luna martie, dar sunt atâția care nu știu. Adică această dezbatere publică, această campanie de informare, de educare a populației, parcă n-a avut suficient timp să se implementeze. Nu știu dacă așa e, ceea ce simt eu și ce am afirmat puțin mai devreme, dar dacă întrebi, eu am făcut acest lucru, habar n-aveau. Da, colegii mei în perioada următoare, toți medicii veterinari care activează în circumscripțiile de asistență vor merge în fiecare exploatație de animale. Este în derulare în acest moment o acțiune de inspecție clinică a animalelor și de reglare a bazei naționale de date cu animale identificabile. Ocazie cu care vor desfășura și activități de informare privind microciparea câinilor. Este un procedeu greu și diferit de la oraș la sat. Vă întreb asta ca și număr de animale, că normal este mai mare la oraș decât la sat acum, pentru că sunt mai multe animale de companie acolo. Gospodăriile, știți cum e, și în mediul rural, satele au devenit așa mai îmbătrânite, tineretul nu mai merge, sunt case care sunt părăsite, parcă totuși nu mai e satul de altă dată. Este într-adevăr mai greu de convins proprietarul de câine din mediul rural de necesitatea acestei acțiuni, mai ales că de cele mai multe ori veniturile dumnealor sunt modeste, așa, ce spune, mai vii, ce înseamnă bre și un microchip, de ce îmi trebuie mie? Acest microchip se implantează o singură dată în viața animalului, deci nu va trebui să plătească în fiecare an pentru el. Și este mijlocul de identificare care poate stabili cine este proprietarul unui câine, cine este responsabil. Sănătatea lui, sănătatea proprietarului, în cazul în care el a mușcat pe cineva sau în cazul în care ajunge pe stradă și creează probleme. Nu întotdeauna administrarea unui vaccin, ați văzut și în cazul uman, este de succes. Ce veți face dacă nu este aplicat bine, dacă omului moare animalul? Este despăgubit? Prezintă un pericol de această manieră? Un organism sănătos căruia i-a fost inoculat un vaccin nu poate avea o reacție decât de dezvoltare de anticorpi. Nu e normal ca un animal să moară după ce a fost vaccinat. Există în acest caz bolnavi și nu boli. Animale cu o hipersensibilitate la, eu știu, un anumit component din vaccinul inoculat. Un procent mic, de altfel, bănuiesc. Sigur că va fi. Da. Se pot adresa proprietarii acestor animale colegiului medicilor veterinari și atunci Comisia de Deontologie va și stabili. Va stabili dacă acel animal a murit în urma inoculării vaccinului și dacă medicul care a făcut această manoperă trebuie să suporte cheltuieli. Și încă o întrebare, veți microchipa dacă ei nu sunt vaccinați sau nu veți ține cont de aspectul ăsta? În momentul de față, cei mai mulți câini sunt vaccinați și foarte puțin microchipați. Va trebui să începem această acțiune cu identificarea animalelor și abia mai apoi cu vaccinarea. E destul de dificil de demonstrat în condițiile în care într-o localitate vaccinezi în jur de 1000-1200 de câini să stabilești atunci când ei sunt neidentificați pe care câinii ai vaccinat și pe care nu.
Spuneți-mi dacă este ușoară această campanie la oraș, având în vedere că dacă intri într-un bloc unde sunt 20 de apartamente, deci 20 de familii, în cel puțin poate, hai să nu zic 3-4, să zic 2 numai, găsești măcar un câine sau o pisică. Și de cele mai multe ori, și aici la oraș, deși știu că trebuie vaccinați, nu își vaccinează aceste animale de companie. Mai mult decât atât, aceste animale de companie stau în preajma copiilor. Lucru care nu mi se pare decât periculos până la urmă. Cred că mult mai periculos este faptul că aceste animale nu sunt deparazitate. Păi bine, dar le mai ia zgârduța aceea. Știți, vorbim în primul rând de parazitarea internă. Dacă rabia e destul de greu să ajungă undeva în centrul orașului, un chist hidatic dezvoltat de un copil poate avea origine la un câine care nu a fost deparazitat corespunzător, ceea ce este foarte grav. Și ce trebuie să știe acești locatari care au câini și pisici și chiar animale frumoase de companie, dar nu le vaccinează? Este riscă ceva și penal? Este, știu eu, o hotărâre de consiliu de care să-i facă să meargă să vaccineze animalul? Nouă ne este destul de greu să identificăm toți proprietarii de animale care le țin pe acestea în apartamente. Păi de ce nu faceți un recensământ al animalelor? Nu există? De foarte multe ori, pentru proprietarii respectivi, animalele astea au o valoare mult mai mare decât pentru cei din mediul rural. Și atunci dumnealor sunt cei care vin către cabinetele veterinare și solicită deparazitările și vaccinările periodic. Sunt scumpe? Sunt costuri care îi sperie? Sau tot libera practică, da, medical veterinar este consfințită prin lege. Adică e de ordinul, hai să vă întreb altfel, sutelor sau milioanelor, ca să știe omul? Mă duc sau nu mă mai duc acolo? E de ordinul sutelor în cazul unui vaccin și și deparazită. Și ala este trimestrial sau deci nu e lunar? Se fac sau vaccinări anuale. Anuale chiar. Deparazitările se fac trimestrial sau semestrial. Da. Vorbeați puțin mai devreme despre furajare, pentru că este foarte important atunci când ajunge carnea la tejghea, cum spun eu, să fie de cea mai bună calitate. Și furajul este unul din principalii factori, pentru că cu el umble toată lumea, și transportatorul, și cel care are grijă de animale, adică crescătorul. Aici ce ar trebui să știe telespectatorii noștri? Sigur că da. Americanii au o vorbă, ești ceea ce mănânci. Și în cazul animalelor se pune un mare accent pe furajare. În producția industrială de furaje, fiind aplicate aceleași măsuri și aceleași controle ca și în producția de alimente. Nu există o diferență între condițiile de igienă necesare într-un depozit de produse alimentare și cele necesare într-o fabrică de nutrețuri combinate. Condițiile sunt aceleași. Din nou se fac controle pe tot lanțul de producție. Aici nu ne referim numai la controlul pe care cea mai multă lume îl înțelege ca a venit inspectorul și s-a uitat prin fabrică. Se recoltează probe din diverse puncte în lanțul de producție în funcție adică de la balotare, de la zgheabul animalului. Da, sunt implementate niște proceduri care stabilesc punctele critice de control și de acolo se recoltează probe și toate furajele trebuie să îndeplinească condițiile de salubritate. Mai rămânem cu o întrebare în această sferă. Vedeți și dumneavoastră că acum se optează foarte mult pe hrane naturale la animale, dar totuși aceste concentrate sunt primele care sunt date animalelor până mai cresc un pic, până le dă un pic de nerv de creștere. Cât e de bine să folosim? Sau mai bine îi creștem pui la țară tot cu mălaiul și apa de pe vremea bunicii?
ele... Aici care ar fi recomandarea? Furajele sunt sigure pentru consum. Recomandarea este în funcție de bugetul fiecăruia. De cele mai multe ori, și aici vorbim în perioada asta de pui... Da, pentru că se pun clocitoarele acum. Au început deja. Da, deja și vânzătorii au început să se aprovizioneze. Tocmai de asta vă și întreb, că oamenii trebuie să știe ce să le dea. În funcție de bugetul fiecăruia, ca și valoare nutritivă, aceste furaje sunt net superioare mălaiului cu apă pe care... Adică au toate vitaminele, nu? Au toate vitaminele, au un procent destul de ridicat de proteină. Deci sunt foarte bune pentru animale. Da. Care sunt cele mai mari probleme pe care le acuză oamenii din mediul rural vis-a-vis de animalele lor? Vis-a-vis de animalele lor, cele mai mari probleme sunt legate de prețul relativ scăzut al produselor obținute de la acestea. Este adevărat și asta, pentru că vine o altă concurență. În rest, oamenii țin la animalele lor și de obicei le îngrijesc și nu există probleme. Dar numărul lor a crescut de la an la an sau din contră? Omul nu mai poate să-și permită să țină două vaci și ține una? Cum este în Gorj? În creștere sau descreștere numărul animalelor? Este în descreștere în ultima perioadă și tocmai din această cauză, datorită valorilor din ce în ce mai reduse. E păcat că acest număr al animalelor scade în fiecare an. Sperăm că chiar la toate, adică și la bobină și la... Prin implementarea diverselor măsuri de susținere a sectorului zootehnic, să avem animale din ce în ce mai multe și cu o valoare genetică din ce în ce mai mare. Haideți să vorbim puțin despre sectorul zootehnic și despre aceste proiecte care, iată, îi fac pe tineri să acceadă fonduri și să-și facă ferme, microferme, mă rog, ce pot și ei acolo în sistem organizat cu bani veniți de peste hotare. Aici știu că și dumneavoastră aveți o contribuție. Da, i-am sprijinit pe toți cei care au accesat astfel de măsuri în limita legalității. Chiar a fost emis un ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare care a relaxat în mare măsură condițiile de înregistrare sanitar veterinară, de autorizare a acestor, haide să le zicem, microferme. Și atunci fermierii sunt interesați să se înregistreze și foarte important să desfășoare această activitate într-un cadru organizat. Probleme sunt în accesarea acestor fonduri pe sectorul de creștere a porcilor și păsărilor. De ce? Pentru că eu consider că în proiectele astea foarte mici, fără investiții în dotarea fermei, nu ar trebui prinse aceste specii. Dacă pentru înregistrare sunt necesare doar documentele de la Registrul Comerțului și câteva declarații pe proprie răspundere, aceste unități sunt ulterior supuse controlului, iar condițiile de funcționare a fermelor de porci și păsări nu oferă derogări. Aici e vorba de împrejmuire, de asigurarea unui filtru sanitar funcțional, de niște măsuri de biosecuritate și de bunăstare a animalelor destul de costisitoare. Și atunci, deci, opțiunea nu prea e, sau să înțeleg că încep? Cel puțin pentru consultanți ar fi să se documenteze foarte bine înainte de a prinde în planurile de afaceri aceste specii de animale. Și care ar fi atunci cele mai avantajoase? Adică bovinele sau cred care? Cred că sectorul de creștere a bovinelor și ovine și caprine pot să se dezvolte în condiții nu foarte stricte și
Părerea mea este că la puțina experiență pe care o au mulți în creșterea bovinelor de lapte, ar trebui să se axeze în primul rând pe rasele de carne, pe animale mai rustice, mai rezistente. Da, dar majoritatea, că noi am făcut foarte multe emisiuni, se axează pe rasele de lapte, pentru că lapte, vedeți, mai sunt aceste tonomate, laptele se consumă de la bebeluși și până la bătrâni și mai puțin pe rasa de carne, pentru că, așa cum spunea și dumneavoastră, este prețul foarte mic și atunci, automat, chiar îmi spunea cineva, nu mai știu să spun exact din ce zonă, dar că nu se duce și nu îi dă nici în Gorj, nici în România, a făcut contract și îi dă la export undeva. Iată că și ele, bovinele, nu sunt tocmai ușor de crescut. Iar în ceea ce privește rasa ovină, și aici sunt supărați crescătorii de animale. Din cauza prețului mic la carne și mai mult spuneau că nu au unde să valorifice lâna, care până la urmă, dincolo de a pune așa în echilibru cu bumbacul, dar lâna parcă totuși e lână. N-aș vrea să-i acuz foarte tare. De ce? Ia să vedem. De ce i-ați certat dumneavoastră? De lipsă de asociere. Da, dar e greu, vedeți, și la terenuri. Cine să se mai asocieze? Că se ceartă frații între ei, dar minte un străin cu alt străin. Cel puțin în domeniul creșterii ovinelor, din ce am văzut de-a lungul anilor, asociațiile de crescători n-au făcut decât să le vizeze cererile pentru subvenție. Și cam atât. Cred că ar putea, asociați fiind, să creeze o industrie, o mică industrie și pentru valorificarea lânii și pentru valorificarea pielicelelor și eventual și pentru procesarea în condiții mult mai bune a laptelui obținut de la urmă. Deci la Crasna, iată un exemplu, vă spun că spunea că îi dă foc la lână, că nu are unde să o depoziteze, nu are ce să facă cu ea, nu mai ia nici arabul. Este adevărat. În trecut existau o industrie a lânii, producția de pături, producția de stofe. Da, pe care dăm acum o grămadă de bani și le luăm din alte părți. Eu cred că ar putea fi revitalizată și dumnealor sunt primii interesați. Dar nu este greu de implementat asta acolo, în vârful muntelui? Nu trebuie implementată neapărat, da, în vârful muntelui. Da, și asta adevărat. Tocmai da. De asta spuneam că e importantă asocierea, pentru că atunci unul poate să stea în vârful muntelui, altul la centru de colectare lână, celălalt... Și iată, avem soluții, dar nu avem cap de afiș experiența, pentru că românul arată că nu se poate și exact cum spuneam, se ceartă într-o familie frații între ei și cu atât mai greu este ca doi străini să cadă de acord cine-i șeful, că până la urmă cred că asta e la român, cine-i șeful. Sigur, ar putea să nu fie nimeni șeful. Da, de cele mai multe ori... Să angajeze niște oameni care să facă treaba asta în condițiile în care dumnealor știu să crească animale. Da, dar ați văzut că asociațiile de astea se distrug, se desfințează, nu mai pot fi viabile, pentru că partenerii nu se mai înțeleg între ei, partenerii de afaceri. Nu mi-ați vorbit deloc și suntem așa pe final de emisiune despre organigramă. Știu că în ultimii ani, se spune așa, poate în ultimii 10, în ultimul deceniu, numărul dumneavoastră al medicilor veterinari este din ce în ce mai mic. Mai mult decât atât, dacă era o facultate bine cotată pe vremea comunismului acest domeniu, acum tot mai mulți merg la medicină veterinară sau la agronomie, deci din ce în ce mai puțini studenți și mai puțin medici și iată, libera practică ne arată că este mare concurența sau și aici, de aici prețul spune cuvântul. Da, și concurența în facultățile de medicină veterinară, eu cred că este tot rezultatul scăderii sectorului zootehnic. De cele mai multe ori, colegii tineri întâmpină greutăți destul de mari în a-și găsi un loc de muncă și un loc de muncă destul de bine plătit. Dar o faceți numai din pasiunea dumneavoastră, de ce ați ales asta? Eu nu mă vedeam făcut altceva. Nu știu când m-am hotărât că vreau să fac asta, dar nu mi-amintesc să fi vrut vreodată altceva. Este
un moment destul de greu, nu numai în profesia noastră, în toate domeniile. Sperăm ca în viitor să putem face și noi angajări. Sunt posturi blocate ca peste tot. Sunt destul de multe posturi blocate, colegi care au ieșit la pensie, nu s-a putut angaja, cel puțin în serviciul unde lucrez, acolo unde eram 7-8 oameni, acum lucrează 3. Deci, chiar ne spunea, stimațele spectatori. Și asta în condițiile în care activitatea este din ce în ce mai mare. Asta vreau să spun, că înainte de a intra în emisiune ne spunea, sunt și purtător de cuvânt, dar trebuie să-mi fac și treaba mea până la urmă, că nu mi-o face nimeni. Da, este foarte greu și v-aș întreba, la sate, la comune, cum sunt arondați medicii? Câte circunscripții există? Fac medicii față? Că am fost și noi, am filmat și ne spunea că mai merg cu benzina proprie, că n-au ce face, că trebuie să se împartă și colo și colo. Sunt tot mai puțini și, iată, animale, și animale mai puține, dar destule. Pentru cine nu știe încă, trebuie spus că medicii veterinari din comune, de la circumscripțiile de asistență, sunt medici de liberă practică. Dumnealor, pentru anumite acțiuni, cum sunt aceste vaccinări, recoltări de probe de sânge pentru supravegherea în diverse boli, au niște contracte încheiate cu Direcția Sanitar-Veterinară. Dar nici în acest domeniu nu putem spune că avem acoperit tot județul. Adică în fiecare localitate să avem un medic veterinar. Nu mai există lucrul ăsta. Sunt în acest moment și medici veterinari care deservesc 2 sau chiar 3 localități. Da, este destul de greu. Vin sărbătorile pascale și mi-am notat aici o grămadă de întrebări, dar ca de fiecare dată nu reușim să punem nici jumătate. Care sunt centrele unde vor fi valorificații miei? Cât de sănătoși sunt ei? Că bănuiesc că ați început controalele, ați mers și, cum spuneați, începe campania de vaccinare. Știți exact pe unde sunt, câți sunt, dacă sunt sănătoși, dar spuneți-ne și dacă va fi piața de desfacere suficientă cererii gorjene. Ca în fiecare an, eu cred că piața de desfacere va fi suficientă. N-aș putea să vă spun în acest moment care vor fi centrele până nu avem solicitările tuturor celor care vor să organizeze aceste centre. Deci pot fi mai multe sau mai puține și cam în același loc. Important este ca toți consumatorii să cumpere miei numai din unități autorizate și supravegheate. Știți, se spune că e Paștele mai devreme și miei sunt prea mici, adică n-au greutatea pe care și-ar dori o cumpărătorul. Mai au timp să crească, că mai e o lună și câteva zile, dar așa este sau... Din nou, e o strategie. E o strategie a fiecărui crescător de animale, în funcție de ce și-a dorit. Crescătorii de oi știu că dacă vor brânză până mai târziu, vor avea miei mici. Cei care au ales berbecii până în septembrie, în mod normal, vor avea miei fătați târziu și mici. Dar marea majoritate a acestora aleg să nu vândă miei de Paște și să-i păstreze până în toamnă pentru a-i livra la export. Despre efectivele de caprină, ce ne puteți spune? Adică sunt și aici suficiente sau tot mai puțin crescători de capre? Și vedeți cât de bun e laptele și brânza? Efectivul de capre a crescut, nu foarte puternic, dar a crescut față de anul trecut. Și chiar avem 2 ferme destul de bine organizate care în curând vor fi pe piață și cu lapte și produse din lapte de capră. Se vorbește așa de laptele de capră ca a fi un miracol, cel mai bun, da. Spuneți-mi că, iată, nu mai avem decât câteva minute, n-am vorbit și mă întorc puțin la animalele acestea de companie, pentru că iată, venim de la țară la oraș. Acolo, la dumneavoastră, la DSV, se legalizează și pașaportul animalului. Din nou, nu știu, este așa o muncă în plus pentru crescătorul de animale, plus că iar nu mai are voie animalul de companie să fie pe stradă neînsoțit de proprietarul lui. Da, aici sunt două probleme distincte.
carnetul de sănătate care va trebui să-l dețină fiecare proprietar de animale. Și vorbim numai de câini aici sau nu? Vorbim de câini acum și pașaportul animalelor de companie, câini, pisici și dihori domestici, cum sunt. Hai că nu pot să cred, dacă mi-au broscuță Matilda, îi fac și ei un certificat. Pentru aceste specii au fost stabilite norme de circulație intracomunitară. Păi și ce, crezi că dihori aici la oraș ce sunt? Nu avem un Târgu Jiu, dar probabil că au existat solicitări. Altfel, nu cred că actul normativ ar fi ieșit și cu dihori. Da, da, da. Important este că animalele nu pot circula în spațiu intracomunitar fără aceste pașapoarte. Și sunt din ce în ce mai mulți proprietari de animale de companie care, vă spuneam, își iubesc animalele și pentru ei au o valoare importantă, care vor să plece în Uniunea Europeană însoțiți de animal. Da, păi, sunt foarte mulți care merg și în concediu, în Grecia și așa, bișonul cu ei. Legalizarea acestui pașaport este modul de a certifica starea de sănătate a animalului respectiv, faptul că a fost deparazitat, că a fost vaccinat. Până la urmă, ca un copil. Este deci, apt pentru transport. Da. Mai avem doar 2 minute și în 2 minute spuneți-mi dacă sunteți, chiar unul mai avem, dacă sunteți așa la zi cu campania de informare, că tot aminteam puțin mai devreme că până pe 20 decembrie 2013 ați lucrat intensiv la acest lucru. Iată că veni și primăvara, vine și Paștele, dar vine și vara și toamna și iarna și mai aveți de lucru. Da, dacă vorbim de campania de informare privind calitatea laptelui materie primă, e deja o chestie trecută. Deja normele se aplică și... Da, da, știu, telespectatorii, cu celulele somatice, deci din ce în ce mai mulți producători de lapte care vor să-l comercializeze vin și se înregistrează la Direcția Sanitară Veterinară, își fac analizele. Și apropo, ies bine la aceste analize, că am înțeles că nu prea. Ba da. Să știți că nu am avut... Laptele conform cu ce cere Uniunea. Da, cu numărul de celule somatice și numărul total de germe. Deci dacă ai un animal sănătos, n-ai cum să nu vinzi un lapte bun. Bineînțeles, și respecti o igienă a mulțului corespunzătoare. Care e cea mai importantă. Da, eu vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi, de telespectatorii noștri. Iată, mai timizi, n-au sunat. Asta este, vă așteptăm cu alte ocazii. Vă mai așteptăm și pe dumneavoastră să ne mai dați de știre care, cum vin normele de la București, că acolo se dă ora exactă. Cu plăcere, oricând. Da, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, și vă doresc în continuare vizionare plăcută a programelor noastre. La revedere!